Angajații Metrorex amenință cu greva generală. Aceștia sunt nemulțumiți că au rămas fără tichete de masă până la sfârșitul anului, după ce executivul a cerut companiilor de stat cu pierderi să reducă din cheltuieli. De asemenea, nu se vor mai acorda nici prime, nu se vor plăti orele de noapte și nici sporul pentru lucrul în condiții speciale și discutăm mai multe pe marginea acestui subiect cu Ștefan Etveș, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre. Bună dimineața, Ștefan! Bună dimineața! Drumurile, bună dimineața! Așadar, iată, riscă bucureștenii să se trezească într-un alt blocaj, să spun așa? În contextul de față, vorbim despre tăierea tichetelor de masă, nu numai la Metrorex, dar și la calea și pe calea ferată. Reducerea valorii tichetului de masă se pune pe tapet și în cazul companiei de drumuri, pentru că acolo sunt aproximativ 7.000 de salariați, dar săptămâna trecută ministrul Grindeanu punctea pe drumul expres Craiova-Pitești faptul că va merge cu tichetele în dinți, să spunem așa, la guvern și se va lupta ca salariații Metrorex și salariații de pe calea ferată să nu beneficieze de aceste tăieri. Chiar în urmă cu 5 minute am vorbit cu președintele Consiliului de Administrație Metrorex și din ce știe se duc aceste negocieri, se discută și se încearcă și se are în vedere salariații Metrorex să rămână cu aceste tichete de masă. Bun, care sunt șansele să rămână, având în vedere faptul că vedem că în ultima perioadă executivul tot anunță că vrea să strângă cureaua, mai ales în privința bugetajelor, și iată că sunt slabe șanse să se renunțe până la urmă din partea executivului la aceste măsuri care vin să lovească și în angajații Metrorex? Totul depinde de modul prin care negociază Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu aceste tichete, de tot ce înseamnă aceste negocieri, contractele de muncă, nivelul salarial, contractul de muncă, valoarea tichetului de masă. Știm că mai nou se vor tăia și acele tichete de vacanță, din ceea ce știu. Dar important este ministrul Grindeanu, dacă tot a promis că va merge și va negocia pe această temă, salariații de pe calea ferată și salariații Metrorex, pentru că știu că un tichet valorează aproximativ 30 de lei, nu? În acest moment. Da, și spunea chiar un angajat Metrorex că ar fi o pierdere de 600 de lei. Da, exact asta am vrut să vă spun. Se are în vedere tăierea valorii și aducerea la 15 lei valoarea acestui tichet, adică practic oamenii să mănânce cu 15 lei pe zi, să spun așa, pentru că e un tichet de masă, adică valoarea nivelului anului 2019, pentru că valoarea acestor tichete de masă a crescut în 2019-2020 de la 15 la 30 de lei a ajuns această valoare, dar sunt multe dubii, să spun așa, legate de tot ce înseamnă implementarea acestei ordonanțe, pentru că odată cu intrarea în vigoare, vă dau un exemplu simplu, CNIR-ul trebuie să taie din districte. Și vorbim despre talpa companiei de drumuri, doamnă, funcționarea unei companii strategice, ca și calea ferată, ca și Metrorex-ul. Păi la Metrorex avem 600-700 de mii de oameni în subteran. Ce ar însemna, Ștefan, o grevă la metro acum în capitală? O grevă la metro în contextul în care avem și podul Grant închis? Exact. Nu vreau să-mi imaginez, dar încă o dată, noi chiar am, înainte să intrăm în direct, eu am închis cu președintele Consiliului de Administrație, domnul Barbu de la Metrorex, care ne-a dat asigurări că se vor duce aceste negocieri și că lucrurile vor avea tichete, din ce înțeleg, din discuția cu dânsul. Asta, Ștefan, a fost discuția cu dânsul. Probabil că tichete cu o valoare mai mică, Gabi. Bun, ca să ne facem idee, toată lumea vorbește despre aceste salarii de la Metrorex fiind considerate foarte mari. Până la urmă, ce înseamnă un salariu în quantum la Metrorex, dacă plecăm de la cel mai mic, și care sunt până la urmă și condițiile în care lucrează cei din Metrorex? Păi, să luăm
să luăm un mecanic, acei oameni care conduc, care au în mână, să spun, 3-400 de oameni într-o garnitură de tren, un mecanic poate ajunge la plus minus 10.000 de lei net. Mie nu mi se pare un salariu mare în contextul în care el stă în subteran 6-7 ore, cel puțin, și în contextul în care acel mecanic, dacă se aduce la calea ferată, nu știu dacă ar ajunge la 4-5.000 de lei, doamne, cu tot cu o ore suplimentare, cu tot cu sâmbete, duminici și așa mai departe. Salariile variază, nu știu, casiera care îți vinde cartela de metrou, 4-5.000 de lei, adică eu nu consider și nu știu ce fel de om ar, ce fel de român, ce român ar crede și ar spune, da, domnule, sunt salarii nesimțite la Metrorex, trebuie să le tăiem salariile. Dincolo de aceste tichete, ne uităm că se vor tăia sporurile de Crăciun, de sărbători. Păi da, Gabi, dar legat de sporuri deschiși cutia Pandorei, păi îți dau exemplu Ministerul Transporturilor. Voi știți că în Ministerul Transporturilor, acea clădire din fața Gării de Nord, cu 10 etaje, 11 etaje, unde, pregătiți-vă, etajul 1 și 2 are spor de antenă, dar etajele 7, 8, 9, 10 nu au. Angajații care sunt aproape de antenele de pe clădire nu beneficiază de spor. E, acei oameni de la etajul 1 și 2 aveau acel spor de antenă. De acord cu voi legate aceste sporuri nesimțite. Noi tot timpul am tras semnale de alarmă de spor de vechime,